Salut! Eu sunt Darius. Astăzi o să facem supraviețuitorii cancelarului, Dejul Verde, capitolul 40. 7 ianuarie. Pe parcursul ultimelor zile, vântul a început să bată mai tare, iar valurile sărate care măturau puntea Plutei provocau arsuri tălpilor și picioarelor unora dintre marinari. Owen, pe care de la revoltă, șeful de echipaj îl ținuse permanent legată de catarg, se afla acum într-o stare deplorabilă și, la cererea noastră, a fost eliberat. Sandon și Burke sufereau și ei de arsurile severe provocate de apa sărată și doar datorită poziției noastre mai protejate de la pupa Plutei, nu am împărtășit și noi, pasagerii, aceleași neplăceri. Astăzi, înnebunit de foame, șeful de echipaj a pus mâna pe tot ceea ce trecea prin fața privirilor sale lacome și am putut auzi scrâșnetul dinților lui, în timp ce mesteca fragmente de velă sau bucăți de lemn, încercând în mod instinctiv să își umple stomacul și dând astfel ocazia acestuia să secrete sucurile gastrice. În urma unei căutări disperate, șeful de echipaj a dat peste o bucată de piele care atârna pe una din vergile care susțineau platforma Plutei. A apucat-o imediat și a devorat-o cu lăcomie, iar cum aceasta era de origine animală, se pare că absorbția substanțelor în stomac i-a alinat pentru un timp foamea. Imediat am urmat și noi exemplul lui. O pălărie de piele, curelele unor șepci, pe scurt, orice obiect care era de origine animală a început să fie gros și subt cu cea mai mare aviditate. Nu voi putea uita niciodată această scenă. Nu mai eram oameni. Impulsurile și instinctele unor animale sălbatice părând să ne motiveze toate acțiunile. Chinurile foamei ne-au fost potolite pentru o vreme, dar câțiva dintre noi s-au revoltat împotriva acestei hrane dezgustătoare, fiind cuprinși de o greață violentă. Trebuie să fiu scuzat pentru că relatez aceste detalii neplăcute. Dar cum aș putea descrie altfel suferințele morale și fizice pe care le îndurăm? Și luându-le în calcul pe toate, nu îndrăznesc să sper că am atins punctul culminant. Comportamentul lui Hobart pe durata acestei scene pe care tocmai am descris-o nu a făcut decât să îmi confirme suspiciunile pe care le aveam cu privire la el. Acesta nu luase parte la entuziasmul aproape diabolic cu care noi rodeam bucățile de piele și, deși din atitudinea și gemetele lui constante, puteai crede că moare de inaniție. Mie îmi făcea totuși impresia că este singurul dintre noi care este ferit de torturile la care suntem supuși. Nu am fost însă în stare să descopăr dacă acest ipocrit ascunde undeva un depozit secret de hrană. De fiecare dată când vântul se liniștește, căldura devine de nesuportat. Dar deși rația noastră de apă este foarte mică în prezent, chinurile foamei le întrec cu mult pe cele ale setei. S-a spus însă adesea că lipsa hranei este mai ușor de suportat decât cea a apei. Este oare posibil ca suferințe și mai mari să ne aștepte în continuare? Nu pot să îndrăznesc să cred acest lucru. Din fericire, butonul spart mai conține câțiva litri de apă, iar celălalt nu a fost încă deschis, dar sunt totodată bucuros
să spun că, în ciuda diminuării numărului nostru și în ciuda unei anumite opoziții, capitanul s-a gândit să reducă rația zilnică a fiecărei persoane la jumătate. În ceea ce privește coniacul, din care mai rămăsese un sfert din cantitatea inițială, acesta a fost depozitat în siguranță la pupa Plutei. Această seară a pus capăt suferințelor altui tovarăș de-al nostru, făcând ca astfel să rămânem doar 14. Supravegherea mea și îngrijirea domnișoarei Herbie nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți starea locotenentului Walter și, în jurul orei 7:30, acesta și-a dat ultima suflare în brațele mele. Înainte să treacă în lumea de dincolo, ne-a mulțumit în câteva cuvinte abia rostite domnișoarei Herbie și mie pentru atenția pe care i-am acordat-o. O scrisoare mototolită i-a căzut din mână și ne-a spus cu o voce atât de slabă încât abia se auzea: este scrisoarea mamei mele, ultima pe care am primit-o de la ea. Mă aștepta acasă, dar nu va mai apuca să mă vadă. O puneți-mi pe buzele mele, să o mai pot săruta odată înainte să mor. Mamă, mamă, o Doamne! I-am pus scrisoarea în mâna rece și apoi i-am dus-o către buze. Ochii ei s-au luminat pentru un moment. Am auzit sunetul slab al unui sărut și totul s-a sfârșit. Asta a fost tot. Ne vedem și data viitoare cu un capitol nou. Pa!